Salutare tuturor, Bogdan Guga sunt, iată-ne la un nou podcast Kinetodidactica, alături de mine este domnul doctor Alin Pandea, medic primar, ortopedie și traumatologie. Domn doctor, vă mulțumim că ați ales să purtați această discuție și să ne împărtășiți din cunoștințele și experiența dumneavoastră. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație, plăcerea este de partea mea. Vă rog. Domn doctor, vedem mulți pacienți, știm că fizioterapeutul lucrează o mare parte din uh, activitatea sa, o mare parte din colegi lucrează cu medici din, uh, ce au specialitatea ortopedie și traumatologie. Și vedem că astăzi uh, întâlnim tot mai adesea pacienți că, care uh, primesc ca și tratament de partea cu ortoped sau, nu numai, uh, diferite forme de infiltrații. Aș pune discuția, în ziua respectivă, pacientul, Trebuie să facă exerciții fizice, trebuie să se mobilizeze, trebuie să facă diferite proceduri sau trebuie să lăsăm o zi, două, trei ca acea infiltrație da, să-și facă efectul sau ca acea infiltrație să, să fie în zona respectivă, să nu o stricăm între ghilimele. Foarte bună întrebare. Nu este un răspuns clar, alb sau negru. Este mai important de modul cum lucrează medicul care a făcut infiltrația cu colegul care asigură planul de recuperare, cu fizioterapeutul. Dacă există o conexiune și gândesc lucrurile pe același plan, ideea ar fi ca pacientul să meargă în ziua respectivă de la infiltrație direct către recuperare. Într-adevăr, poate nu așa mult exercițiu fizic cu încărcare, poate vorbi mai mult de proceduri de reducere a inflamației. De reducerea durerii, dar ideal ar fi să se întâmple în același loc. Dacă ne uităm la colegii din Statele Unite, în momentul în care pacientul a făcut o infiltrație. În secunda a 2 din cabinet a mers direct la uh, colegii de la, de la recuperare. Acum, bineînțeles, e foarte important să vorbim ce fel de infiltrație, atât ca indicație, dar mai ales și substanță. Dar uh, în esență ar trebui ar trebui întrebat ar trebui întrebat medicul. De exemplu, eu spun tuturor colegilor și nu uh, ca un motiv de a mă pune pe bune sau a linguși pe cineva. Uh, Kinetoterapeutul care lucrează în, în, în echipă nu este doar un auxiliar. Dacă eu, la momentul X, poate n-am făcut procedura la un nivel de top, cel mai bun al meu, dar e uh, făcut o procedură ca lumea, dar merge pe mâinile unui coleg de la recuperare care este implicat 200%, rezultatele vor fi mai bune decât dacă e invers. Și atunci ar trebui să mergem pe mâna medicului. Dacă în schimb de zonă, de accesibilitate, din diferite motive, nu pot merge la echipa pe care mi-a recomandat-o medicul, poate ar fi bine să iau 48 de ore de, de repaus. Dacă vorbim de infiltrații, de reducerea durerii, atunci cu siguranță, folosind de obicei cortizoni sau substanțe de genul acesta, atunci cu siguranță aportul fizioterapeutului este unul fantastic. Dacă vorbim de tratamente cu rol regenerativ, infiltrații cu rol regenerativ, de a încerca să evităm o intervenție chirurgicală și nu mergem pe o direcție clar stabilită de medic, 48 de ore pare o perioadă de bun de repaus mai bine de, cumva să stăm, să, stăm în, să stăm în repaus dar ar trebui să ne întrebăm medicul când când facem infiltrațiile acestea. Evident răspunsuri de genul nu știu, trebuie să mergeți să faceți recuperare, descurcați-vă cred că ar cam trebui să nici nu le mai pomenim, n-ar mai trebui să mai existe așa ceva Am din, din, din partea lor. Dar este foarte foarte important să știm de la început pentru ce am făcut infiltrația. Am o întorsă de gleznă și am o competiție. Nu știu, m-am pregătit șase luni de zile pentru maratonul de săptămâna viitoare și n-aș vrea să-l pierd că am o întorsă de gleznă. Păi atunci un cortizon administrat local intraarticular plus implicarea fizioterapeutului sigur mă va putea face să pot să fac maratonul sau competiția pe care o voiam să o fac. Am în schimb o leziune de menisc pe care știu că nu ar fi bine să o operez pentru că îmi distruge toată mecanica genunchiului și dacă tot voi avea probleme cu genunchiul parcă aș vrea să am probleme peste câțiva ani de zile în care am făcut doar o infiltrație și nu mi-am făcut o intervenție chirurgicală să curețe meniscul atunci probabil că aș vrea timp să, să, lucreze. Știm că trombocitele pe care le folosim în infiltrațiile acestea cu pe că ele sunt cele mai reprezentative, au pot avea un efect proinflamator undeva între 2 și 4 zile. Acum, corpul uman nu e chiar matematică precisă și reacționăm diferit, dar tentația la momentul de față este să folosim aceste infiltrații în cantitate și în volum foarte mare, astfel încât presiunea intraarticulară pe care o dobândim în urma injectării să fie combătută de numărul mare de trombocite care până la urmă conțin cei mai puternici antiinflamatori, astfel încât efectul lor să fie imediat, dar trebuie augmentat de uh, un uh, un fizioterapeut. Indiferent pe care principii merge acela că mai mult electrică, mai mult Sigur, la momentul respectiv, fizioterapeutul este persoana cea mai măsură să decidă ce îi facem articulației. Pentru că e deja din momentul pacientul a petrecut cu medicul, nu știu, 20 de minute, o jumătate de oră. Cu orice fizioterapeut, sigur va petrece de cel puțin două ori mai, multe, mai mult timp, chiar din prima ședință. Și automat, altfel putem urmări cum evoluează ce îi facem local pacientului respectiv. Și m-aș lega de uh, PRP, pentru că vedem acum foarte multe informații despre PRP și uh, vedem și în rețelele sociale, dar nu numai, diferite studii care unele sunt destul de contradictorii vis-a-vis de efectele PRP-ului. Uh, dumneavoastră, ce părere aveți? Eu, personal, sunt foarte mare fan, adică mm. gradul meu de obiectivitate o să fie foarte redus pe acest... Apreciem că ați spus că ați început așa, această frază. Uh, um, tre trebuie făcut un mic istoric. Cum au apărut uh, infiltrațiile acestea? Bineînțeles că undeva deasupra totul e controlat de dorința de a ne face cât mai repede bine, eventual fără o intervenție chirurgicală, cât mai puțin agresiv și așa mai departe. Și multă vreme au apărut aceste prima, s-au folosit acești cortizoni. Cred că deja nu mai are rost să mai intrăm în efectele lor adverse și neplăcirile pe care le produc și mai ales durata scurtă de acțiune. Apoi, a fost o perioadă în care s-au uh, inventat tot felul de alte substanțe viscoase, colagen și așa mai departe, care uh, și-au dovedit efectul de ameliorare a durerii, dar uh, iarăși pe o perioadă foarte scurtă. Și un exemplu cât se poate de simplu este, am un pacient cu o gonartroză în jurul vârstei de 50 de ani. Se simte foarte bine după o infiltrație, undeva 6-8 luni. Uh, și e pacientul că medicul ortopedie a spus că dacă durerile nu sunt nemai întâlni de supărătoare și nu este afectată mecanica corpului, poate ar fi bine să întindem uh, perioada în care să gândim o artroplastie undeva spre 20 de ani, deci să ne punem proteză de genul la 75 Aici. de ani. Ni să chem pacientul la din 6 în 6 luni să injectezi ceva intraarticular nu este chiar o soluție. Atât din punct de vedere al riscurilor, tot injectând se pot întâmpla uh, diferite neplăceri, costuri, deplasări, disponibilitate, nu este și atunci, a apărut nevoia de a face, de a administra o substanță cât mai aproape de uh, ce produce, ce produce corpul. Și așa s-au așa s-au apărut aceste PRP-uri. Acum problema este așa. Dacă agenția a uh, uh, medicamentului din Statele Unite, FDA spune că este considerat PRP orice soluție obținută din sângele pacientului care are măcar o trombocită în plus față de valoarea de referință. Mm. Orice astfel de soluție este aprobat și poate fi folosit ca PRP. El în realitate, studiile arată, inclusiv de cei uh, care sunt uh, fani, cum sunt și eu, arată clar că nu are cum să fie eficient versus placebo că practic asta ne interesează. Da. Și atunci, tot studiindu-se că deja PRP-ul nu mai este o soluție nouă apărută, deja și la noi în țară sunt undeva spre 10-15, cred că eu fac infiltrația asta de vreo 10 ani și nu sunt nici pe departe cel mai în vârstă sau cel mai experimentat ortoped. Sau n-am fost primul. Sau n-am fost primul, da, exact. La, deci la noi în țara se face undeva de 10-15 ani, în afară este o chestie care deja se duce spre 20-30 de ani. Deci am avut timp să treacă proba, uh, proba, timpului cum, cum ar fi. Și atunci sau avem câteva protocoale în funcție de zonă unde știm cam ce număr de mililitri de trombocite și ce, cam, ce număr practic de plăcuțe sanguine de trombocite trebuie să avem pentru a fi eficient în funcție de afecțiunea respectivă. Din păcate, nu ne permite știința medicală la momentul acesta să ajungem de exemplu, am o leziune parțială de un centimetru din supraspinos și să știu că pentru a o vindeca trebuie să injectez 8 mililitri cu, nu știu, 3 miliarde de trombocite pe mililitru. Încă n-am ajuns acolo, pe de altă parte e și destul de greu. Și un exemplu foarte uh, concret este în felul următor. Uneori suntem răciți și trei zile nu suntem în stare nici să ne dăm jos din pat. Alteori, aceeași răceală, am băut un ceai, am luat o aspirină și a doua zi suntem la muncă. E Tot, tot corpul nostru funcționează. Și atunci, din punctul meu de vedere, pentru a face trecerea de la placebo rich plasma, cum sunt cei care nu sunt mm. mari fanei procedurii, către cu adevărat o infiltrație care ajută, lucrurile trebuie măsurate. În mod normal, noi ar trebui să știm cât trombo, câte trombocite injectăm, ar trebui măsurate și, bineînțeles, discutat cu pacientul. Și mare grijă la să nu vinde în gogoși. Mm. Artroza nu se tratează. Din punctul meu de vedere, în momentul în care mergem la un medic și ne spune, vă fac infiltrație cu celule stem, PRP, gacid, orice vreți dumneavoastră ca să trateze artroza, eu le recomand tuturor pacienților să se ridice și să meargă să ceară o altă, o altă părere. Oricât de mult am încercat și oricât de multe rezultate și eu am studiile mele și pacienții mei care imagistic, numai clinic am dovezi clare de a unor leziuni de genul acesta dar din punct de vedere al relevanței medicale nu e foarte reprezentativ pentru că e doctorul Pandea cu câțiva pacienți, mai fi doctorul X, doctorul Y, dar bottom line artroza nu se tratează. Și mai corect ar fi să se menegeriază. Tratăm durerile. Asta putem face. Asta garantat, la momentul de față, infiltrațiile PRP făcute în mod corect reprezintă cel mai eficient tratament al durerilor de natură artrozică pentru că dacă vorbim de exemplu de leziuni de supraspinosă sau de epicondilită, nu sunt doar tratamentul durerilor, este chiar tratamentul de primă intenție în aceste două afecțiuni, leziunile musculare, iarăși se tratează de primă intenție cu infiltrațiile acestea, dar trebuie să avem în vedere tot timpul că sunt și multiple royalties în spatele uh, acestor tratamente, și nu cred că este momentul să intrăm în detalii acum. Dar mai suntem puțin uh, sub presiune și din partea uh, controlor antidoping. Acest tratament nu este considerat doping, pentru că practic noi nu îmbunătățim capacitatea de regenerare a organismului, noi doar ducem produs proprii propria organism într o -un zonă unde, unde nu pot ajunge. Cartilajul nu are vascularizație, nu are vascularizație, deci nu se poate reface. Eu nu fac nimic altceva decât să duc o masă de trombocite care au rol regenerativ într-o zonă unde ele nu mai pot ajunge fiziologic da. cum ne dezvoltăm uh, noi. Și automat, prin prisma uh, antidopingului, iar sunt, uh, e forțată un pic. Adică nu orice să tratează cu perete. Asta nu e un panaceu. Da. Dar, deci, din ce înțeleg este că, ca și fizioterapia, și auzim des chestia asta la mulți pacienți, am făcut fizioterapie, nu mi-au folosit și am mai auzit și pacienți, am făcut infiltrații cu PRP, nu mi-au folosit, contează foarte mult ce anume au făcut și cum a fost făcută. Eu când recomand unui pacient, e foarte scurtă povestea. Mai până acum câțiva ani, nici nu le făceam infiltrații pacientului, până nu veneau la mine cu fișa de evaluare de la fizioterapeut. Să fiu sigur că se duce. Le spuneam clar: "Dacă vă fac o infiltrație, doar vom ameliora durerea și amânăm o intervenție chirurgicală", în schimb dacă facem infiltrația și uh, înglobăm toate sfaturile pe care le primim de la un fizioterapeut, atât pe moment cât și pe viitor, șansele sunt să evităm intervenția chirurgicală. Atât de important uh, este. Evident că dacă un pacient îmi spune că un doctor, dar eu am făcut fizioterapie și nu m-a ajutat, următoarea mea reacție este să întreb ce anume, că dacă a fost la s-a dat cu nămol pe genunchi sau pe cot și, nu știu, ceva parafină încălzită și nimic altceva, nu. parcă zice că nu e chiar fizioterapie toată povestea asta. noi încă ca și profesie suntem în, în procesul de a ne defini identitatea. De ce spun asta? Oamenii spun că merg la medic, nu merg la medicină, de exemplu merg la medic-ortoped, nu merg la ortopedie, noi încă oamenii merg la fizioterapie puțin pacienți au început să spună merg la fizioterapeut și merg la fizioterapeutul acela pentru că el are experiență în acea direcție sau merg la uh, celălalt fizioterapeut pentru că el are experiență în cazurile pediatrice sau cu sportivi și așa mai departe. Dar încă publicul larg face confuzia între fizioterapie și electroterapie sau diferite proceduri sau mers la băi. Uh, sunt și acestea părți componente, dar nu Bineînțeles, nu e poate tot. și uneori, e, știți că e, e, e povestea inclusiv până la Dumnezeu de mănâncă sfinții. Că am, am colegi sau pacienți care vin și spun am fost și am stat de vorbă cu domnul, doamna, doctor X, specialist în recuperare, discutând să aflu un plan senzațional de recuperare pe care le-aș recomanda, nu știu, și mamei. Dar de acolo pentru că altă localitate, chestii administrative, da. pacientul merge și face recuperarea în altă parte. Or să scuri da. circuitează. Deci am plecat cu un plan de recuperare gândit foarte bine. Și nu contează ce medic sau cine l-a da. făcut. Problema este cine l-a pus în practică. Așa este. Da. Că același lucru și eu poate recomand unui pacient venit din provincie, faceți o infiltrație cu PRP, se întoarce după câteva luni la control, domnul doctor, am fost și am făcut și nu m-a ajutat cu nimic. Păi, haideți să întrebăm câte e probete de sânge au luat, de câte ori l-au centrifugat, cam câți mililitri păreau că sunt, de câte ori a înțepat. Mm. Mai, multe, mai multe, chestii de genul acesta, dar <coughs> povestea este mult mai simplă decât, decât toată chestia asta. De ce știm? Noi știm în momentul de față că la categoria sham surgery, deci pe care ar trebui să le evităm și nu că știm noi că discutăm. Vorbim de ghidurile Academiei Americane de Ortopedie care cred că nu putem să le să le combatem altfel. Leziunile de menisc pe modificări artrozice, rupturile de supraspinos pe leziuni artrozice și herniile de disc fără um, afectare neurologică, fără sindrom de coadă de cal sau alte semne roșii nu ar trebui intervenit chirurgical decât atunci când toate metodele de tratament care s-au întins pe șase luni de zile nu au dat rezultate, pentru că altfel rezultatele nu că sunt la fel ca o neintervenție, ci rezultatele sunt și mai rele. Concret, meniscul rupt, nerupt, lezionat, nelezionat, încă mai face ceva, încă, încă mai ajută genunchiul, absorbe șocurile, asigură o mo bună mobilitate supraspinosul, chiar dacă nu-și mai face treaba, are infraspinosul, are musculatura de pe lângă, mai poate ajuta. Discul acela și dacă are un efect compresiv, iarăși îl putem ajuta, are cine să-i susțină rolul. Ori cele trei intervenții toate scot. Deci curățăm meniscul. am uh, scos de la, din supraspinos o zonă cu bursă, am uh, făcut o uh, laminectomie. În momentul în care am făcut acest lucru, toată mecanica și modul de distribuire a greutății corpului pe zona respectivă sau în general este sever afectat. Pe la nu -l mai avem cum să-l mai reparăm. Da. Și atunci, nu numai că n-am scăpat de dureri, că să zicem pe la nu am operat și tot mai mă doare. E de neacceptat, dar să zicem cumva că pot înțelege. Problema este că o să fie mai rău. Și cred că toți colegii din domeniu, dar inclusiv și în publicul ar care ne ascultă, dacă ne gândim, toți avem pe cineva sau am auzit de cineva care fie s-a operat de coloană și tot are dureri sau amorțeli, s-a operat de genunchi și ce a ajuns să-și pună proteză, și sau s-a operat de umăr și parcă tot nu duce mâna la spate cum ar trebui făcut în mod normal. Bun. Și atunci ce facem cu acești pacienți? Și acest tratament, la momentul de față, pe lângă faptul că știm ca durere este cel mai eficient, am zis, are și potențial de regenerare. Și atunci discuția s-ar putea încheia în 30 de secunde. Dacă e făcut cum trebuie, ori încercăm și tratamentul ăsta, dar, bineînțeles, nu de unul singur, cu tot planul de recuperare a, a, aferent. Încercăm tratamentul acesta pentru că dacă nu, va fi nevoie de o intervenție chirurgicală care ne crește riscul de a ne afecta mai rău starea de sănătate de după. Și după acest principiu, au început să se cei din Statele Unite. Nu neapărat din faptul că sunt ei mai empatici decât noi sau au o grijire mai atentă My pacientului, este vorba de cost effectiveness. La noi în țară este un pic mai <coughs> greu de introdus cu adevărat -ă, principiul acesta. E foarte simplu, la ei merg în felul următor. Dacă mi-am făcut o operație de menisc sistemul a cheltuit o sumă cu mine dacă după 2 ani de zile trebuie să mi pun o proteză, sistemul a cheltuit și mai mulți bani cu mine, iar în perioada respectivă eu n-am muncit Bun, ce facem atunci? Că nici asta nu este în regulă și așa au venit soluțiile soluțiile acestea Eu sunt foarte încrezător pentru că au pornit măcar de la ideea de bază în medicină să nu facem rău Cortizonul nu rezistă acestei teorii hialuronicii, viscos și alte substanțe nu rezistă PRP-ul, dacă este administrat, bineînțeles, respectă reguli de igienă, sepsie și așa mai departe, sigur nu face rău. Și atunci e clar că deja construim pe o bază solidă, naturală, nu venim cu lucruri din, lucruri din afară. Și pe acest efect, ați Ați prevăzut întrebarea mea cu când trebuie operat, când nu trebuie operat. Mulțumesc pentru asta și pentru frumosul răspuns. Și după aia, nu, pe acest efect de degenerare generat de către infiltrația cu PRP, trebuie după să venim să construim sau să reconstruim funcționabilitatea și asta o facem prin, mai ales prin partea de exercițiu fizic terapeutic, prin toată partea de kinetoterapie, nu? Pentru că odată ce omul se poate mișca fără dureri, se poate mișca mai bine, trebuie să începem să îl ajutăm să miște acea articulație mai mult, să dezvolte masa musculară, să-și crească capacitatea de efort, nu? Citeam societatea americană de reumatologie, recomandă pentru Gonartroza, da, pentru knee osteoarthritis, că știm că termenii da, sunt da, același exact. lucru, deși am avut niște dezbateri în țara asta cu niște colegi că osteoartrita și artroza sunt lucruri diferite, um, recomandă un minim de 6.000 de pași pe zi pentru acel pacient. Ce părere aveți dumneavoastră? Că am auzit multe uh, și am, am văzut, nu numai că am auzit, adică am văzut și pacienți cu care s-au recomandat um, de câte diferiți uh, medici sau um, al specialiști. Dacă ai o problemă articulară, la una din articulații, mai ales cele portante, șol, genunchi, gleznă, da? uh, nu trebuie să mai faci mișcare? Asta, asta va distruge mai repede acea articulație? Din contră, cred că să nu faci mișcare nu va face decât să-ți crească gradul de imobilizare și de dependență de um, cadru, cârje și alte chestii într-un rând foarte, foarte lent. În primul rând știm și ar trebui să le aducem aminte și pacienților, musculatura are rolul de a susține o articulație principal și rolul secundar de a mobiliza articulația. Dacă eu am o articulație afectată pe care nu o pot repara, în schimb pot interveni pe musculatură. Foarte, foarte simplu, dacă am o ruptură parțială de ligament încurcișat și nu intenționez să mă duc să fac schidă performanță în secunda 2. știm foarte bine că îi pot crește stabilitatea genunchiului din, din musculatura. și automat trebuie să aducem aminte. Sub nicio formă, în artroză, n-ar trebui să discutăm de uh, repaus, de... Bun, nu vorbim de episodul de puseu inf... Acu acut. Altfel, nu. Acum asta cu Pașii, știți foarte bine că discuția cu Pașii este pornită de la o firmă care produce încălțăminte. De acolo vine treaba da. cu 10.000 de pași. Nu da. e fix, da. e la fel cum e același discuție cum uh, se recomandă să avem 150 de minute de exercițiu pe săptămână. Mm. Nu sunt dovezi științifice făcut la toată chestia asta, dar măcar avantajul este că, cum ați spus de societatea de reumatologie, că au transmis mesajul, domne, trebuie să te miști. Da. Dacă vrei. Și exemple sunt, doar trebuie să avem ochii să le vedem. Hai să luăm cazul unei doamne în vârstă, dar cu o ținută, cu să nu fie supraponderală, cu o siluetă optimă. Dacă ne apucăm să o radiografiem peste tot. Nu știu, 70-80 de ani. Cu siguranță vom găsi artroze, coxartroze, ce vrem noi. Dar știți ce nu prea o să găsim? O să găsim osteoporoză. Dintr-un motiv foarte simplu. În momentul în care noi facem o mișcare, la nivel inserției și originii musculare pe os, se percepe ca un micro, uh, trau, microtraumatism. Și atunci organismul crește rezistența, întărind sistemul osos. Tocmai de aceea când vedem aceeași persoană în vârstă, dar cu uh, greutate mult peste cât am, cât am vrea, mai degrabă vorbim de osteoporoză și problemele date de această afecțiune decât de gonartroză. Deci sub nicio formă nu trebuie să renunțăm la mișcare, în momentul acela o să uh, meargă lucrurile din ce în ce mai rău. Pentru că până la urmă și până la urmă pe noi ne interesează să-mi fac o radiografie de genunchi la 80 de ani, și să-mi arate cu spațiile articulare păstrate, dar eu să nu pot să merg? Sau să văd o radiografie de nu știu pe unde mai e anatomia și pacientul să spună, păi pe mine mă doare, nu știu, în mijloc, cu genunchiul nu am nicio problemă. Că avem mulți pacienți din, din, Până la urmă și până la urmă nu tratăm radiografia, remeneu, tratăm pacientul. Și din mișcare e foarte, foarte important. Deci trebuie clar încurajată. Așa este. Asta este o frază, aș mai spune și o dată, că tatăm omul, pacientul, nu radiografia, pentru că sunt convins că, mai ales noastră, dar și eu am pățit chestia asta și colegii mei sau și alți medici, pacienții vin, aruncă remeneul și zic, bună ziua, de ce ați venit? Și aruncă remeneul și zic, păi, acolo aveți tot ce trebuie să știți. <laughs> dar nu se... Nu, uh, nu gândesc că trebuie să vedem omul în, în întregimea, în întregimea sa. E, discuția e foarte amplă și uh, trebuie să găsim o soluție să nici nu supărăm pe nimeni. Uh, toți avem o parte de vină, adică, de exemplu, dacă avem un pacient cu o recuperare mai lentă decât ne-am dori, să zicem că este implicat în procesul de uh, tratament pacientul, medicul și fizioterapeutul. Toți trei suntem, avem partea noastră de vină. Pacientul are partea de vină pentru că dacă am o leziune degenerativă, fără să fii de specialitate, e clar că nu s-a produs ieri. E clar că este o leziune în timp. Ori nu prea e normal să ai așteptări ca după ce ai distrus o articulație, luni, ani, să vii miraculos peste noapte să nu se mai întâmple nimic. Asta ar fi partea de vină a pacientului. Pe de altă parte, principiul somatizării. Dacă am o durere pe care o duc de ani de zile, toleranța mea și răbdarea să mă, o mai supor, chiar dacă ea se ameliorează de la zi la zi, sigur îmi scade. Deci, cumva, și aici trebuie înțeles. Medicul, lumea în care trăim timp, programări, aglomerație mult, poate și noi nu mai avem timp să explicăm pacientului chestia aceasta cu, vedeți, că mișcarea, exact cum am cum am vorbit noi. Poate ăsta este și, ui, de asta am și apreciat invitația dumneavoastră, poate nici eu nu mai am timp să discut cu pacienții de fiecare dată cu mișcare, dar auzind un podcast, mai povestești cu cineva, lucrurile se, se, se împământenesc. Iar la fel și, și fizioterapeutul, același lucru uneori. Vrem să Pacientul a avut durere, a venit după un tratament de la medic sau poate fizioterapeutul, printr-o combinație de proceduri electrice, i-a redus inflamația. Și noi avem tentația uneori să, să forțăm. N-am mai ieșit din casă de 3 luni de zile. M-am dus la fizioterapeut, mi-a făcut ceva proceduri, m-am simțit bine. Mm din, nu știu, o euforie, poate ar trebui să spun, haideți totuși să stăm două zile. Chiar vorbeam cu un da. coleg despre o pacientă, un coleg de la dumneavoastră despre o pacientă care n-a mai mers cum trebuie de ceva timp, s-a simțit excepțional de bine după ce a fost la dânsul și în weekend a luat toate magazinele de mobilier la rând. luni revenind da. cu dureri, bineînțeles. Da. Da. Toți greșim un pic, dar dacă discutăm în ideea că suntem trei implicați sau cel puțin trei implicați să fie bine pacientului și nu cred că ar trebui să punem accent a infiltrația, a ajutat sau fizioterapeutul, fizioterapeutul a făcut uh, ceva extra sau paci. Nu. Important e ca la sfârșitul uh, ședințelor pacientul să fie bine. Cred că este mai puțin important că Meritul a fost al lui exact. x al lui y. Important este să fie pacientul trebuie să fie bine. Deci, să o medicină centrată pe pacient, bineînțeles, și nu... nu doar din vorbe, nu exact. doar declarativ, <laughs> nu doar, doar. Dintre, dintre toate chestiile asta. Și uh, trebuie și comunicare uh, făcută. Este uh, v-am zis, e foarte greu de explicat pentru că am colegi fizioterapeuți și colegi specialiști în medicină de recuperare și uh, reabilitare cu care mă înțeleg și colaborez foarte bine, că vedem lucrurile în aceeași direcție, am colegi cu care nu, nu, le poți, nu, le poți, nu le poți avea pe toate. Important este să nu fie loc de orgoli și să fie, hai să vedem ce putem face. Poate eu am o zi neinspirată, poate invers, poate colegul de la fizioterapie, nu, nu știu, Na, suntem oameni, nu? E făcut. Și atunci dacă există o comunicare și interesul este ca pacientul să fie mai bine cât mai repede posibil, dar natural, constructiv, eu zic că asta e tot ce, tot ce contează. Super. Domnule doctor, vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte frumoase, pentru încrederea în profesia noastră și pentru discuția pe care tocmai am purtat-o. Rămâneți aproape, stați pe canalele noastre de YouTube, Facebook, Instagram Kinetodidactica și Omtro pentru și alte materiale interesante. Domnule doctor, vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc!